Băie și fete, bine ați venit la turul casei! Ați auzit foarte bine, frați și surori, m-am mutat singur la 18 ani și astăzi o să facem turul casei mele. Ei bine, dacă v-ați uitat la mine pe canal, ați observat că fundalul din spatele meu a dispărut, adică nu mai e același, deoarece m-am mutat singur, fraților, și foarte mulți dintre voi mi-a spus că ar trebui să fac turul casei, așa că astăzi vom face acel videoclip. Ei bine, fraților, ca să vă dau așa niște detalii, nu o să vorbesc mai mult când o să mă plimb prin casă. M-am mutat într-o casă care costă undeva la 200.000 de euro, însă ghiciți ce, nu este casa mea pentru că nu am cumpărat-o, n-am de unde să fac rost de 200.000 de euro, chiar dacă sunt youtuber, știi, gen, youtuberii, băi, câștigă bani, dar nu 100.000 de euro ca să pot să-mi cumpăr o casă și aici stau în chirie și dacă vreți să aflați cât plătesc chiria, stați până la finalul videoclipului și totodată, fraților, eu am camera asta cu care filmez, care se vede foarte, foarte mișto, însă, băi, asta nu este o cameră de vlog, pentru că este destul de grea, nu am anumite accesorii la ea și mai e și conectată la calculator, așa că eu o să filmez cu telefonul meu. Eu iPhone 13, deci cred că o să se vadă bine, însă dacă face videoclipul ăsta multe like-uri, hai să facem 5.000 de like-uri la clipul ăsta, o să-mi cumpăr o cameră de vlog, o să-mi dau comandă de pe F64 sau de pe ceva sai, nu știu, F64 sponsor me, o să dau comandă de o cameră de vlog și o să mă apuc de vloguri, fraților. Eu zic să nu mai pierdem timpul, chiar acum o să iau telefonul și o să mă duc afară să încep filmarea. Dacă voi vreau să vă arăt cum arată casa de afară, o filmez și după intrăm înăuntru și vă arăt toate colțișorurile din casa mea. Hai să vedem! Bun, fraților, ne-am mutat de pe telefon în momentul de față. Ei bine, dacă dau așa puțin la dreapta, o să-mi vedeți casa, însă prima dată gen să fac așa un fel de confirmare că eu sunt. Nu pot să întorc camera, pentru că dacă aș întoarce camera mi s-ar duce ultra-wide, nu știu ce. Uitați-vă, am tatuaje pe mine, adică eu sunt. Și fiți atenți, fraților, 3, 2, 1 și... Bang! Asta este casa în care locuiesc acum, băieți și fete, eu zic că arată mișto rău de tot, este o casă nouă, v-am zis, gen, este nou construită, însă acum, după cum puteți vedea, băieți, este foarte ud pe jos, deoarece, și să vedeți, a venit ploaia adineauri, cât timp eu filmam alte videoclipuri, și hai să vă fac turul casei. Deci prima dată intrăm aici. Da, este o... sunt pietre de-astea albe, cum are și Dorian Popa la casă, sunt chestii foarte, foarte drăguțe, însă haideți să intrăm înăuntru, fraților. Deci așa e totul când intri în casă, o să vă arăt și piesele de rezistență, care, na, mie mi se par piese de rezistență, stați două secunde, am închis ușa, boi, și faza foarte tare la ușa asta, boys, e că dacă o închizi, nu mai poate să fie deschisă de afară, deci nu știu de ce, dar e foarte, foarte mișto. Bun, fraților, deci aici, când intri, să scuzați toată mizeria, nu știu ce, dar fac chestia asta pe grabă, într-un fel. Deci, după cum puteți vedea, intrați aici, avem aici curierul, am acolo niște șosete, nu întrebați de ce, și aici, boys, avem prima baie, deci asta este baia de jos. Dacă o deschidem, nu o să intru în baie, nu știu ce. Este ca o baie normală, da, după cum puteți vedea, chestii normale, mașină de spălat, WC-ul, nu știu ce, deci totul normal, da. Acum, fraților, intrăm la prima piesă de rezistență a acestei case, mai exact bucătăria, fiți atenți. Mergem așa, bang, ia uitați-vă, boi, ce bucătărie am, băie, numărul 1 bucătăria, știi ce zic, gen? E mișto rău de tot, însă, na, păcat că eu nu prea gătesc momentan, nici n-am ustensilele să gătesc, da, na. Îmi dai o seama cum să faci, și zic, o să mă apuc să gătesc, vă dați seama, boys, însă nu acum, pentru că nu am boale, nu am mai multe chestii, trebuie să mi le aduc din, na, vechea locuiță unde am stat. Și na, așa arată bucătăria, e foarte mișto, este masa asta destul de mică, însă niciodată nu mănânci la masa asta, ci mănânci la masa mare de aici, mamă, boys, iară, masa asta e numărul 1. Aici, na, e un tricou, asta e o cană unde a băut eu cappuccino, o lăsăm așa, 50 de bani, iară, îi lăsăm așa, și un fion acolo, nu știu ce. Deci, vedeți, boys, așa arată masa asta, băi, e numărul 1 masa. După avem canapeaua, care canapeaua, băi, e super confortabilă, dacă stați să mă întrebați pe mine, gen, e numărul 1 pe confort. Acolo avem bazinul ăsta, geanta cu care mă duc eu la bazine. Aici avem, boys, televizorul, deci televizorul mare și șmecher, nu știu ce. Și acum mergem la a doua piesă de rezistență, mai exact terasa. Uitați-vă, fraților, ce terasa am aici, stați să deschid astea. Uitați-vă ce terasa am aici, holy shit, boys, băi, e mișto, rău, 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 rău de tot, nici mie îmi place maxim. Aici e o scrumieră, eu nu fumez, mă știți, pe mine, numai că, na, vedeți, arată mișto pe masă, gen, nu e masa chiar goală, e de sticlă, adică n-a fost nimic în ea, dar e foarte, foarte mișto. Și după cum puteți vedea, boys, așa arată terasa, curtea este micuță, dar oricum eu nu fac nimic la curte, deci nu aveam nevoie de ceva curte mare, dar eu zic că e mișto rău de tot. Acum o să...
închid astea așa, bang, bang, stați puțin să fac tot procedeu așa. Și înapoi, gen, acesta este parterul și mai am încă o cămeruță la parter care este asta de sub scări. Știi, de aici sunt chestii de depozitare, n-are treabă să vă arăt asta pentru că nu e absolut nimica interesant. Însă, fraților, aici este un fel de coș de-al meu de gunoi, este o improvizație, nu știu ce, bun. Hai, stați puțin să-mi las șlapii aici. Voi cum ziceți la șlap? Ziceți șlap sau papuci? În fine, o să-i las aici, fraților. Și acum, deci e așa de ciudat că am șosetele astea aici murdare. Ia stai, că chiar asta o să fac acum, o să le iau și o să le duc în improvizația mea de coș de rufe. Ok, o să le las aici, am dat și pe jos. Și acum, fraților, mergem sus, la etaj. O, da, voi, deci vă dați seama. Am ajuns să stau la casă cu etaj, sunt numărul 1, bun. Eu înainte stăteam la bloc, dacă nu știați. Mergem aici sus, fraților. Și aici, după cum puteți vedea, avem 3 încăperi, practic. Da, deci avem 2 camere și o baie. Prima este camera mea, camera unde filmez. Și aici, gen, ca să vă explic așa care-i treaba, este un cablu de net care este lipit de podea. Gen, nu este nimic prea special. Și aici, fraților, este camera mea. Da, ați auzit foarte bine. În sfârșit, gen, nu o să fac turul camerei sau ceva de genul, după cum puteți vedea, e destul de multă mizerie. Ăsta este patul meu, băi, este un pat foarte, foarte confortabil. Chiar dacă el așa este, gen, are o saltea destul de tare, este foarte confortabil. Aici, după cum puteți vedea, este, na, locul unde filmez eu, nu știu ce. Și da, știu că o să mă întrebați mulți. Eu am un singur monitor, fraților. Efectiv, am un singur monitor. Încerc să-mi cumpăr un monitor de vreo 2 ani, însă în fiecare lună apare altă cheltuială. Ați mai văzut voi YouTuber de sute de mii de abonați care să aibă un singur monitor? Băi, eu întotdeauna am avut un singur monitor. Na, aici ce mai am aici pus pe birou? Am o baterie externă, am un MacBook, mai am acolo încă un laptop, am o icoană, am 2 pahare de astea în care am băut eu cola, am telecomanda de la climă, am scaunul aici, fraților, care, na, are haine pe el, știți voi, și aici, boys, am chestia asta pe care o, cum îi zice, pe care am luat-o de la QWERTY Key, gen, este asta unde mi-au venit tastaturile de le-am dat eu la giveaway și îmi țin lucrurile în ea pentru că este foarte, foarte mișto. Și aici avem calculatorul meu, da, deci cable management 0, deci nu, să nu vă așezați la altceva. Și haideți să vă mai prezint ce avem aici, fraților. Mai avem încă 2 încăperi. Prima dată este Baia Mare, uitați-vă, asta este Baia Mare. Gen, nu Baia Mare orașul. Gen, adineori mi-am făcut duș, de-aia e așa. Deci, na, boys, este o baie normală. Nici o treabă, nu știu ce, chiar acum o să închid ușa. Că, na, s-a aerisit, s-a făcut totul bine. Și aici, fraților, avem dormitorul de oaspeți. Mai exact, este dormitorul în care tovarășii care vin la mine, pentru că, în general, vin foarte desprete de la mine. Fix acum, vreo 2 ore a plecat un tovarăș de la mine. Și ce zic, adică aici a dormit cineva. Aici este dormitorul de oaspeți, unde vin tovarășii mei, după cum puteți vedea. Au și un televizor foarte mișto și fiți atenți, băieți, pentru că prietenii mei, și vreau să-mi spuneți dacă am dreptate sau nu la comentarii, mi-au zis că eu nu gândesc. Deci fiți atenți, băieți, aici, după cum puteți vedea, patul este mai mare, băi, adică este patul mai mare și nu știu. Ideea e că salteaua este mult mai moale. Deci dacă punem aici mâna, băi, salteaua este mult mai moale decât la mine în cameră, însă eu sunt genul de persoană care dacă doarme, și aici mai am un... Aici mai am un dulap. Sunt genul de persoană care dacă doarme, fraților, pe o saltea moale, nu știu, băi, e ciudat rău de tot. Adică mă doare spatele dimineața când mă trezesc foarte, foarte rău. Așa că, na, am salteaua asta, dacă stau pe ea nu mă doare spatele și practic nu-i nicio problemă. Și zic, gen, asta chiar este destul de tare și nu mă doare spatele absolut deloc, fraților. Și da, dacă ați auzit, este destul de mult eco în casa asta. Pentru că e cam goală, bro, știi ce zic? Adică, da, uite-ți-vă aici, așa mă uit de la balustradă și înapoi, cam asta este casa. Bun, băieți și fete, și într-un final am terminat și turul casei. Adică, stați puțin, boys, pentru că este destul de mult ecou. Stați mă, să-i vedeți, să închid și ușa asta, vă rog, pentru că v-am zis să-mi iau că este destul de mult ecou. Ideea e că mi-am lăsat telefonul aici pentru că am terminat tot ce era de arătat. Fraților, și dacă o să vă dau detalii despre casă, gen, pentru cei care se pricep, are undeva pe la 100 de metri pătrați de locuibil, gen, 100 metri pătrați locuibili. Și băi, mie mi se pare destul de ok, mai exact că n-a, este pentru mine și parțial pentru mai multe persoane, când mai vin prietenii mei pe la mine, ce zic, adică chiar este o casă foarte, foarte mișto. Și chiria, fraților, pentru că acum am ajuns la
final. Chiria pe care o plătesc pentru că știu că la fiecare tur de ăsta al casei, gen am văzut și eu, m-am uitat la Shelly, Shelly are un apartament de 500.000 de euro, e mai șmecher ca mine, Shelly, vă dați seama. Ei bine, boys, v-am zis, deci în zona asta, boys, casele vin, gen pleacă de la 150.000, 160.000 de euro și se duc până la 250.000, adică o medie ar fi 200.000, gen, adică casa în care pot să, eu să stau, nu știu exact, nu sunt investitori imobiliari, să știu cât valorează, dar undeva între 160 și 250, așa că am zis o medie 200.000. Chiria pe care o plătesc pe lună aici, fraților, este de 700 de euro, adică 3.500 de lei, de lei pe lună. Scrieți la comentarii dacă vi se pare o chirie bună. Gen, nu știu care-i treaba, dar da, scrieți la comentarii dacă vi se pare, dacă vi se pare bine pentru ce mi-oferă chiria asta, mi se pare super, super mișto. Este și o zonă liniștită, boys, într-un cartier foarte, foarte bun. Și da, eu zic că e totul bine. Bun, băi și fete, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii. Și dacă vreți să mă apuc de vloguri, apăsați butonul de like și o să-mi comand o cameră de vlog și o să mă apuc de vloguri. V-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!